Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să rămâneți în picioare și, așa cum stăm într-o atitudine fizică, să nu mai vorbesc de cea spirituală, într-o atitudine de respect să citim Cuvântul și timpul care ne-a mai rămas să-l dedicăm predicării Evangheliei. Vă chemăm pe toți, inclusiv pe cei de la balcon. Dacă tot v-ați dedicat Domnului timpul acesta, nu-l pierdeți. Deschideți-vă Scripturile, deschideți-vă inimile și dedicați-vă Domnului ca să vă atingă viața, familia, viitorul. El este Domnul, El este Dumnezeu. Suntem aici de dragul Lui și pentru El. Noi suntem oamenii în care este o disperată nevoie să lucreze Domnul. Să lucreze Evanghelia și să lucreze Duhul Sfânt, fiindcă pocăința noastră nu-i desăvârșită și mântuirea noastră nu-i desăvârșită și credința noastră în Dumnezeu și urmarea noastră pentru Domnul și slujirea noastră încă nu sunt desăvârșite. Și vrem să stăm înaintea Domnului să ne atingă Domnul în continuare. 1 Samuel, capitolul 7. 1 Samuel, capitolul 7. Începem să citim Cuvântul cu versetul 1 până la 14 inclusiv. Locuitorii din Kiriarat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Aminadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse de destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriarat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astartele. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și astartele și au slujit numai Domnul. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa pe domnitorii și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până la Betcar. Domnul a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, adică piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținuturile lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile, frați și surori. Suntem onorați să fim cinstiți de prezența Domnului, de Evanghelia Sa, de Duhul Său. Suntem bucuroși să avem oportunitatea să ascultăm cântările formațiilor, a fraților care s-au străduit să cânte oferindu-i Domnului închinarea lor. Vrem să le mulțumim tuturor. Așa cum spuneam, dedicăm timpul care ne-a mai rămas
inimilor noastre și părtășiei cu Dumnezeu prin cuvânt. Și în seara aceasta punem penultima întrebare din șirul de întrebări care au caracterizat predicile de duminică seara din sanctuar. Observați că Domnul anticipează că copiii acestei generații de oameni care trec prin experiențele acestea, privind la părinții lor și la obiceiurile lor, vor vrea să știe care este originea și semnificația lor și vor întreba ce însemnează pietrele acestea. Motiv pentru care în seara aceasta predica se numește Ce înseamnă pietrele acestea? Unul dintre fenomenele des întâlnite în viața umană este uitarea. Cineva spunea, binele pe care îl faci altuia sau altora, scrie-l pe nisip să șteargă. Binele care ți se face de altul sau de alții, scrie-l pe o lespede de piatră, ca să nu-l uiți, să rămână și să-ți aduci aminte de el. Societatea modernă și viața cotidiană este extrem de stresată. De aceea s-au inventat tot felul de metode de aducere aminte, care să prevină uitarea. De la biletele lipite pe frigider până la mesaje pe telefoane sau pe agende electronice. Biblia recomandă următoarele metode împotriva uitării. Citesc din Deuteronom, capitolul 6, versetele 6 la 9. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, adică lucruri pe care trebuie să nu le uiți, uitați care e recomandarea Bibliei. Să le ai în inima ta. 2. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. 3. Să vorbești de ele când vei fi acasă. 4. Să vorbești de ele când vei pleca în călătorie. 5. Să vorbești de ele când te vei culca. 6. Să vorbești de ele când te vei scula. 7. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, la părțile din trup pe care le vedem foarte des. 8. Și să-ți faci ca niște fruntarii între ochi. 9. Să le scrii pe ușiorii casei tale. 10. Să le scrii pe porțile curților tale. Potrivit situației tehnologice și obiceiurilor vremii de atunci, Dumnezeu face niște recomandări concrete cu privire la lucrurile care nu trebuiau uitate. Ce înseamnă pietrele acestea? Oamenii din vremea aceea aveau obiceiurile lor specifice să pună semne, semne care să aibă pentru ei de-a lungul generațiilor un mesaj de aducere aminte în cinstea celui care a venit în ajutorul lor și care a făcut din evenimentul acela o sărbătoare specială prin faptul că i-a mântuit, i-a scăpat din primejdie, i-a scos din mâna dușmanilor, i-a vindecat sau alte și alte lucruri. Deși evenimentele erau mai rare în vremea aceea și viața era mai liniștită, totuși, într-o viață de om care era mai lungă decât acum, se adunau multe evenimente. Și oamenii, ca să prevină uitarea, potrivit obiceiurilor vremii, făceau anumite grămezi de pietre în anumite locuri și fiecare grămadă de pietre avea pentru ei și pentru generațiile care veneau după ei anumite mesaje de aducere aminte, ca să nu uite ce le-a făcut Dumnezeu. Vedeți, oamenii aceia au avut obiceiurile lor să prevină uitarea. Ei au știut că uitarea e normală, că e naturală, că e specifică naturii umane. Dar au vrut să o prevină știind că îl necinstesc pe Domnul dacă nu vor trâmbița spre aducerea aminte minunile lui făcute în mijlocul lor. Adică nu vor vorbi mereu și mereu de ele. De aceea Dumnezeu a făcut anumite recomandări și printre altele le-a poruncit, ridică o grămadă de pietre. Și spune copiilor tăi când te vor întreba, de ce este grămada asta mare de pietre aici? Uite, tată, de ce este. Cu mulți ani în urmă, când tu erai mic sau nici măcar nu erai în viață. Noi eram un popor mai mic la număr. Și au venit vecinii noștri cu o armată puternică și au vrut să ne omoare, să ne distrugă, să ne nimicească și să ne ia pământul și proprietățile. Și atunci am strigat la Dumnezeul nostru, la Iahve, la Jehova. Și el a venit cu puterea lui supranaturală în mijlocul nostru și cu metode dumnezeiești divine ne-a apărat de dușmanii noștri care ne-ar fi nimicit, fiindcă sunt mai puternici decât noi. În cinstea acelui eveniment, în cinstea Dumnezeului care a venit și ne-a onorat, ne-a cinstit
cu prezența sa care ne-a scăpat de dușmani. Am făcut grămada asta de pietre ca nu cumva să uităm pe Domnul și nici ce a făcut El pentru noi. Și să ne aducem aminte, dar nu numai noi, și voi copiii noștri, dar și generația copiilor voștri, adică nepoții noștri. Să învățați ce a făcut Domnul pentru părinții voștri, pentru bunicii voștri, pentru străbunicii voștri, ca să se știe din generație în generație că Domnul sare în ajutorul poporului său. Spunea psalmistul, de aceea vin generațiile la tine, națiunile la tine, fiindcă tu asculți rugăciunea. Care rugăciune? Doamne, scapă-mă! Doamne, iartă-mă! Doamne, vindecă-mă! Doamne, vin în ajutorul meu! Și ca să nu se uite evenimentele acestea de intervenție divină în istoria oamenilor, oamenii aceștia au primit din partea lui Dumnezeu porunca aceasta de a evita uitarea, o metodă elementară, să ridice o grămadă de pietre. Și grămezile acestea de pietre erau multe pe drumurile din Israel. Și să învețe pe copiilor care este originea și semnificația acestor edificii de aducere a minte. În această seară vreau să răspund scurt, specific, la întrebarea ce înseamnă pietrele acestea, dar răspunsurile acestea pot fi și altele din Biblie, însă eu le dau pe cele care sunt specifice ultimilei duminici din anul 2007, respectiv 28 decembrie. Suntem la un sfârșit, la un sfârșit de drum numit 2008. Suntem la un sfârșit de an. Am zis 7? Nu, trebuia să zic 8, aveți dreptate. Fiind la un sfârșit de an, privind în urmă la investiția lui Dumnezeu făcută în noi, în inima noastră încercăm un sentiment de admirație față de neobosita milă revărsată peste noi și casele noastre. Dacă ar fi făcut Domnul după cât meritam noi, dacă ar fi intrat la judecată cu absența meritelor noastre, ne-ar fi șters Dumnezeu pomenirea de sub soare și nouă și copiilor noștri. Dar îndurarea Lui s-a înnoit, Dumnezeu a primit pocăința noastră, ne-a ascultat rugăciunea, ne-a iertat și iată-ne înaintea Lui cu familiile noastre ca să ne închinăm. Ei, la această întrebare, ce înseamnă pietrele acestea? Răspundem, pietrele acestea sunt un monument de amintire. În primul rând, pietrele acestea sunt un monument de amintire. Un monument, o statuie, se ridică în cinstea unuia sau unora care a făcut dovada unor acte de mare eroism. Priviți, vă rog, câteva motive. Ieșirea de sub blestem. Dumnezeu ne-a scos de sub blestem. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul de sub blestem din Egipt. Fă ceva ca să-ți aduci aminte că Dumnezeu te-a scos de sub Egipt, de sub blestemul din Egipt. Astăzi când ești liber, când te bucuri de smochinii sădiți de altcineva, când mănânci struguri din vița de vie cultivată de alții, de alte națiuni, când ai proprietăți largi, când te bucuri de apă, de soare, de ploaie timpurie și târzie, vreau neapărat să-ți aduci aminte că nu sunt meritele tale, ci este mila lui Dumnezeu care te-a scos din robie, te-a scos din blestem. Aia era ceea ce meritai tu, aia era proprietatea ta, aia era condiția ta. Dar faptul că nu mai ești acum acolo și nu mai plângi și copiii tăi de parte bărbătească nu mai sunt omorâți, aruncați în Nil la crocodil, este harul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de harul lui Dumnezeu. Dă-i Domnului cinstea pentru că o merită. Deschide-ți inima și recunoaște că odată ai fost sub blestem, dar Dumnezeu a avut milă de tine și te-a scos. Apoi, intrarea sub binecuvântare. Pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, să le spuneți. Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Și mai târziu generațiile copiilor lor spuneau în Psalmul 44 pe care tocmai l-am citit. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre că părinții noștri ne-au povestit lucrurile acestea pe care le-ai făcut în vremea lor, în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamurile ca să îi sădești pe ei, ai lovit popoarele ca să îi întinzi pe ei, nu prin sabia lor, ci prin brațul tău puternic. Oamenii aceștia trebuia să
își aduc aminte că au fost scoși de sub blestem și au fost așezați sub binecuvântare. Și această scoatere de sub blestem și această introducere sub binecuvântare era harul lui Dumnezeu. Ori ei nu trebuia să uite asta. Ei trebuia să-și aducă aminte permanent de blestemul pe care l-a luat Dumnezeu din viața lor și de binecuvântarea pe care a sădit-o Dumnezeu în viața lor. Și ei trebuia să-și aducă aminte de asta. De aceea Dumnezeu le-a poruncit, faceți niște grămezi de pietre pentru ca să vă aduceți aminte de gustul amar al blestemului, dar și de gustul plăcut și dulce al binecuvântării. Blestemul era partea voastră, dar Dumnezeu v-a dat ce nu merita. Nu meritați, v-a dat ceea ce merita El. Vă aduceți aminte de unde v-a scos Domnul? Câți dintre dumneavoastră nu v-ați riscat viața pe graniță? Câțiva mi-ați spus drama prin care ați trecut în intenția de a părăsi România comunistă cu îngrădirile ei de toate felurile? Mi-ați spus cum ați trecut prin apă, unii iarna, alții v-ați văzut rudele sau frații căzând sub împușcături și ați promis atunci o grămadă de lucruri. Unii probabil ați venit dintr-o sărăcie mare din România, ați trecut cine știe prin ce situații de criză, un blestem în toată regula. Alții au rămas acolo și au continuat să aibă parte de el, dar pe dumneavoastră Dumnezeu v-a scos și v-a adus aici, în această țară, unde există binecuvântare, cel puțin din punct de vedere social și material. Frații mei, nu este harul nimănui, este doar harul lui Dumnezeu, nu sunt meritele noastre. Ei bine, oamenii sunt tentați să uite de asta. Oamenii sunt tentați să uite și atunci Dumnezeu vrea să prevină uitarea aceasta pentru că este un păcat de omitere. Iar păcatele de omitere sunt la fel de vinovate ca și păcatele de comitere. Când un om uită să-i mulțumească celui care a investit în el, atunci omul acesta păcătuiește împotriva stăpânului. Și Dumnezeu a vrut să prevină uitarea. Ea e normală, dar în situația aceasta nu-i normală. Și atunci Dumnezeu a găsit niște metode. Faceți niște grămezi de pietre, ele vor deveni un monument. Un monument pentru voi și un monument pentru copiii voștri. Vor deveni un monument cu scopul de aducere aminte. Când ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Ce ai făcut ca să nu uiți? Mai ții minte data? Anul? Ai scris undeva într-o agendă, într-un caiet special, pe coperta căruia scrie evenimente speciale făcute de Duhul lui Dumnezeu în viața mea și ai familiei mele. Și caietul acesta să-l păstrezi ca pe cele mai importante acte pe care le ai în casă. Și când vor veni copiii și nepoții, să deschizi caietul și să le spui: uite ce a făcut Dumnezeu când am fost eu bolnav, sau când a fost maică-ta bolnavă, sau când a fost bunică-ta bolnav. Aceste aducere aminte trebuie păstrate, că altfel memoria le uită. Și Dumnezeu vrea să prevină acest păcat de omitere. Ele vor deveni un monument al maestății lui Dumnezeu care a lucrat în noi și în casele noastre. Ele vor avea scopul să ne aducă aminte de mila lui Dumnezeu care a venit în noi fără să merităm. Pietrele acestea sunt un monument de amintire. Ele ne aduc aminte de ieșirea de sub blestem, de intrarea sub binecuvântare, dar și de biruința și sfârșirea lucrărilor Domnului. Ascultați cuvântul. Atunci împăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor unde se puneau visteriile în Babilon. Și s-a găsit în Acmeta, capitala ținutul Mediei, un sul pe care era scrisă o aducere aminte. Ce aducere aminte? În anul întâi al domniei împăratului Cir, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Casa să fie zidită din nou, ca să fie un loc unde să aduce jertfe și să aibă temelii tari, să aibă o înălțime de 60 de coți și așa, și așa, și așa. Dacă nu era scris pe sul această aducere aminte, oamenii ori ar fi ținut-o minte parțial, ori n-ar mai fi ținut-o minte deloc. Ce nu este scris se uită sau se ține minte în parte. De aceea, această aducere aminte fiind importantă, oamenii au pus-o în scris pe un sul. Și după ani și ani și ani, când memoria i-ar fi trădat, i-ar fi înșelat, ei au luat sulul, l-au deschis și au citit. Iar cele citite erau foarte fidele cu cele scrise atunci, pentru că scrisul este același, dar ținutul minte cu memoria nu mai este același. Câți oameni nu se ceartă, ba ai zis așa, ba n-am zis, ba am martori, păi și eu am martori. Un lucru spus este auzit într-o mie de feluri peste o oră, dar peste un an sau peste 10. Dumnezeu ne învață,
Aduceri aminte ca să nu uitați. Ele au rolul să vă aducă aminte că ați dus-o greu odată. Și prin mila Domnului ați ieșit din necazurile acelea și ați ieșit la loc larg. Să nu uitați lucrul acesta, că e păcat de omitere. Dar nici să nu uitați faptul că Dumnezeu v-a dat biruință. Dumnezeu v-a scos de acolo. Am citit din Ezra, capitolul 6, versetele 1 la 7. Și oamenii aceștia cu sulul scris, cu aducerea aminte scris de părinții lor, au mers la noul împărat, care nu mai era Cir, era un nou împărat, și a spus: uite ce a scris împăratul dinainte de tine, respectă ce a scris el, pentru că tu atunci nu știi de ce el a scris așa, dar el știe. Și noul împărat a spus: bine, în virtutea legii date de împăratul dinaintea mea, eu înnoiesc legea aceasta și o reactualizez, mergeți și faceți casa lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi avut aducerea aminte, nu mai puteau să facă dovada că Cirus a spus asta, că Cirus era mormânt. Monumentul acesta nu doar ne aduce aminte că suntem scoși de sub blestem, introduși sub binecuvântare, că Dumnezeu ne protejează și se luptă pentru noi, dar și proslăvește mila Domnului. Psalmul 111, versetul 4. Dumnezeu a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, pentru că este îndurător și milostiv. El a lăsat o aducere aminte. O mai păstrăm? Sau, Psalmul 145, versetul 7, să se trâmbițeze, adică să se vorbească, să se spună, să se rostească aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Vedeți, noi foarte mult cântăm în adunările noastre și în cântările acestea vorbim despre mila Domnului, care ne-a scos din păcat, ne-a ridicat din boli, ne-a ridicat din prăbușirile, din falimentele noastre, din deznădejdea noastră, din lipsa de speranță, când bâșbâiam în întunericul vieții în momentele de criză. Și ne-a luat Dumnezeu din țara lacrimilor și ne-a ridicat pe locuri pe care nici măcar nu visam. N-aveam îndrăzneală să visăm și să sperăm. Dar Dumnezeu ne-a pus în locul acela ca să ne aducem aminte de bunătatea Lui și să spunem altora despre ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Nu trebuie să ne fie rușine să facem asta. De aceea mereu și mereu vă spunem, atunci când Dumnezeu vă vindecă, spuneți în adunare că Dumnezeu v-a vindecat. Atunci când Dumnezeu face o lucrare mai mare, de excepție în casa dumneavoastră, spuneți în adunare, trimiteți un bilet, vorbiți cu unul dintre pastori, să nu vă fie rușine. Nu credeți că vă dați mari, dimpotrivă, îl dați mare pe Domnul. El a făcut vindecarea, El a ridicat, El a mângâiat, El a binecuvântat. Scriptura spune să se trâmbițeze lucrările lui Dumnezeu. De ce tăceți? Tăcerea, Dumnezeu a vrut să o prevină prin semne de aducere aminte, prin monumente, prin statui. Iar grămezile acelea de pietre erau un monument pentru amintire. Să nu uite oamenii binefacerile lui Dumnezeu. Să nu trăiască în nerecunoștință și în lipsa mulțumirii. În al doilea rând, pietrele acestea nu sunt doar un monument pentru amintire. Ele sunt o metodă pentru educație. Ele sunt o metodă pentru educație. Copiii obișnuiesc să-și întrebe părinții despre originea și semnificația obiceiurilor pe care încep să le vadă în casă când se nasc. Și când ajung să poată vorbi, ei spun: mami, de ce este așa? Și de ce este așa? Și de ce este așa? Și ați văzut că sunt ca o mașină de tocat cu întrebările lor. De când se trezesc până adorm, tot pun întrebări și nu obosesc. E mai obositor pentru mama sau pentru tata să-i răspundă, dar ei nu obosesc, pentru că sunt în perioada în care trebuie să cunoască originea și semnificația lucrurilor importante pentru familie, pentru cultură și pentru țara în care s-au născut. Ei bine, pietrele acestea, pe lângă faptul că sunt un monument al aducerii aminte, sunt și o metodă a educației. Cum? Protecția lui Dumnezeu din trecut ne educă în viitor. Ascultați cuvântul Domnului din Exod, capitolul 12, versetele 24 la 28. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă dă Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, voi să le explicați: tată, e jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și pe noi ne-a scăpat. Poporul s-a plecat, s-a închinat până la pământ și copiii lui Israel au plecat și a făcut așa cum le poruncise Domnul. Ei bine, copiii aceștia, auzind această explicație, dintr-o dată au abordat și ei obiceiul Paștelor cu toată solemnitatea. Și când venea obiceiul, când venea sărbătoarea de Paște în popor și copiii aceștia micuți peste 10 ani erau implicați în sărbătoare și ei încercau să
își educe comportamentul, obiceiurile, gusturile, prioritățile în funcție de acest trecut al părinților lor. Iată, dar evenimentele acestea din trecut nu sunt doar un monument de amintire, de cinstirea lui Dumnezeu. Ele sunt și o metodă să ne educăm copiii, să-i punem pe genunchi, să-i ținem lângă noi și să le explicăm. Uite, tată, de ce este așa la biserică. Tu vii din lume și ai în clasa ta musulmani și ai în clasa ta atei. Și tu mergi la școala de muzică sau la școala unde mergi pentru nu știu ce altceva, mergi cu tot felul de desfrânați. Obiceiurile lor sunt de-a dreptul drăcești, pentru că ăsta este stăpânul lor. Și tu vii și nu știi de ce ei se comportă așa și familia și biserica unde tu crești se comportă altfel. Vino la tati pentru că eu trebuie să-ți explic. Uite cum stau lucrurile. Când noi încă nu eram născuți, cu 2000 de ani în urmă, uite ce s-a întâmplat, tati. Și noi trebuie să ținem cont de evenimentul acesta. Și atunci copilul spune, da, da. Și el spune, atunci și eu o să fac așa. Și își educă inima, își educă comportamentul, își educă mintea în funcție de aceste evenimente trecute. Nu ne vom educa copiii ascunzându-i de minunile lui Dumnezeu, nici privându-i, adică lipsindu-i de explicații. Trebuie să le explicăm copiilor, nu să le spunem, fă așa ca așa vreau eu. Trebuie să le spunem, fă așa, uite din ce cauză. Cu mult timp în urmă a fost așa și așa și așa. Acum o nouă generație vine pe scena istoriei. Vreau să știi lucrul acesta. Apoi, nu doar protecția lui Dumnezeu din trecut ne educă copiii în viitor, și neascultarea din trecut ne educă copiii în viitor. Uitați cuvântul Domnului din Exod, capitolul 17, versetul 14. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Meastră, știți că Amalec a fost unul dintre popoarele care locuiau în Canaan când au fost evrei aduși din Egipt să vină în țara Canaan, dar țara era locuită. Și Dumnezeu îi spune lui Israel care intra în țara asta ocupată, nimicește-i pe ăștia, pentru că nimicirea ta va fi blestemul pe care l-au acumulat, blestemul pe care eu îl pun peste ei datorită păcatului în care au trăit și n-au vrut să se pocăiască. Și uitați ce se întâmplă. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău o dignă după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară în țara pe care Domnul ți-o dă, ca moștenire spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri, să nu uiți să faci lucrul ăsta. Deuteronom 25:19. Dumneavoastră știți că poporul a intrat în țară, dar nu a omorât pe toți amaleciții. Poporul cere pe primul împărat, vine Saul, și Saul la un moment dat, după câțiva ani de domnie și conflict cu al doilea împărat, cu David, ajunge să fie omorât de un om. Omul acesta, crezând că a făcut un lucru bun, vine la David și la conducerea țării și spune, l-am omorât pe Saul. Cum? Păi uite, era rezemat în suliță și eu l-am omorât. Dar tu cine ești? Păi eu sunt un amalecit. Dumnezeu le-a spus, omorâți pe amaleciți, că altfel amaleciții vă vor omorâ pe voi. Mulți predicatori fac o aplicație practică și spun că amaleciții sunt un simbol al păcatului. Și Dumnezeu spune, omorâți mădularele acestea care lucrează în voi și le enumeră, începând cu păcatele de natură sexuală, curvia și așa mai departe, și le înșiră pe multe dintre ele. Și învățătura, aplicația practică este următoarea, dacă nu-ți faci timp să le omori în timp, ele își vor face timp să te omoare pe tine. Ei bine, învățăm din istoria evreilor, din neascultarea lor și privind la ei, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, li s-au întâmplat aceste lucruri spre învățătura noastră, spre educarea noastră. Noi nu suntem prima generație care trăim, au mai fost înainte de noi. Uitați-vă la cei de dinainte de noi ce au pățit și să învățăm din greșelile lor. Iar dacă nu învățăm din greșelile lor, măcar să învățăm din greșelile noastre, fără să le repetăm făcând din ele un mod de viață. Pentru că numai păcatele mărturisite și părăsite sunt iertate, nu cele repetate, doar pentru faptul că noi venim la adunare. Apoi, avertizarea lui Dumnezeu din trecut ne educă în viitor. Avertizarea lui Dumnezeu din trecut ne educă în viitor. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Și Petru spune, nu, Doamne, că mie nu mi se pierde, că eu sunt puternic. Și Domnul spune, Petre, îți spun că nu va cânta ascocoșul până nu te vei lepăda de trei ori de mine. Luca 22:31-34. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe.
Știți cum Petru s-a dus în curtea marelui preot, introdus de Ioan, care avea relații la curtea marelui preot? Știți cum s-a lepădat de trei ori de el? Și uitați cum încheie Luca, capitolul 22, versetele 54 la 62. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, adică spunea că nu-l cunoaște pe Domnul, a cântat cocoșul, Domnul s-a întors, s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte. Dacă Domnul nu i-ar fi spus, va cânta cocoșul până te vei lepăda de trei ori, degeaba s-ar fi uitat la el. Eu mă uit la mulți din adunare, dar cu cei care sunt lideri pe aici cu cântarea, mă uit la ei într-un anume fel, ei se uită la mine într-un anumit fel și în baza unei înțelegeri inițiale, o anumită privire, un anumit semn cu degetul foarte fin, neobservat de adunare, înseamnă un adevărat mesaj. Ei, Domnul Iisus i-a spus lui Petru, când va cânta cocoșul o să-ți aduce aminte când îl auzi, o să-ți aduce aminte de ce ți-am spus acum și Petru uită. Și la un moment dat, cucurigu. Și Petru când aude cucurigu se uită la Iisus, întâlnește privirea și zice, au, Doamne, s-a întâmplat ce ai zis Tu, acum mi-aduc aminte că asta mi-ai spus. Și Petru s-a educat prin această aducere aminte. Observați că Petru n-a mai făcut asta. Este o greșeală urâtă în viața lui, dar nu s-a mai repetat. A mărturisit-o, a părăsit-o și a rămas doar un eveniment nerepetabil în viața lui. Noi greșim în multe feluri, dar dacă trăim în greșeală, repetând greșelile pe care le facem accidental, atunci, pentru un astfel de mod de viață, nu mai există nicio soluție. Dacă pocăința nu e o soluție, o al doua soluție nu există. Și aș vrea să închei spunându-vă că, în al treilea rând, pietrele nu sunt doar un monument care aduce aminte. În al doilea rând, pietrele nu sunt doar o metodă care educă, în al treilea rând, pietrele sunt un mesaj pentru pocăință și slujire. Pietrele sunt un mesaj pentru pocăință și slujire. În primul rând, sunt un mesaj pentru pocăință. Observați că și aici putem părți lucrurile în două. Pocăința este înlocuită cu religia din punct de vedere omenesc, evitând pocăința din punct de vedere divin. Aici există ineficiența religiei umane. Dați-mi voie să revin la textul pe care l-am citit. Ce se întâmplă în două vorbe în textul care l-am citit? Felisenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Acum citesc din capitolul 4, aici am citit din capitolul 7, dar e aceeași întâmplare. Și ei s-au speriat de filisteni că erau mulți la număr. Și atunci au spus ei, avem o soluție, să aducem chivotul. Că dacă aducem chivotul și îl punem aici, Dumnezeu ne apără. Au adus chivotul. Au venit filistenii, l-au luat. Și ei au avut o mare dilemă. Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? A fost chivotul în mijlocul nostru. Oamenii care vin la biserică, cred că dacă participă într-o formație, cred că dacă se implică într-un anumit ritual religios, cred că dacă se ating de un pastor, cred că dacă vin lângă amvon, cred că dacă fac o rugăciune, s-a rezolvat problema lor, timp în care pocăința rămâne mereu un lucru amânat. Oamenii ăștia au luat chivotul, l-au pus în mijlocul lor, a venit filistenii și i-a bătut măr. Au omorât mulți dintre ei. Și în capitolul 7, unde am citit, Samuel primește de la Dumnezeu poruncă și vine la ei și spune așa, oameni buni, chivotul e important pentru că e prezența Domnului. Dar chivotul acesta în mijlocul vostru trebuie să vă conducă la pocăință. Ăsta nu devine așa un obiect sacru care vă scapă pe voi. N-ați observat că oamenii creștini, cei de ritual, poartă cruciulițe la gât, alții le pun la oglinda retrovizorii în speranța că îi păzește de accidente. Pe cruciulița aia e o bucățică de metal făcută în formă de cruce. Aia nu te păzește de nimic. Aia e doar un simbol. Simbolul ăla nu te păzește. Cine te poate păzi e cel din spatele simbolului. Adică Iisus din Nazaret. Dar pe Iisus din Nazaret trebuie să-L ții în inimă. Și să te smerești în fața Lui. Și să-L urmezi. Și să te rogi Lui. Și să-L slujești, și să-ți dai viața Lui, și să nu mai ceri niciodată înapoi. Și de data aceasta oamenii ăștia se pocăiesc și filistenii vin din nou. Și ei spun lui Samuel, roagă-te pentru noi. Samuel ia un mielsugar, îl aduce jertfă, Dumnezeu îi ascultă. Și Domnul îi bate pe filisteni. Degeaba ne instruim noi să ne certăm bine, să ne batem bine, să ne duelăm bine, lucrurile acestea nu sunt monopolul nostru, e monopolul stăpânului. Pe copilul meu, dacă e implicat într-o neînțelegere și este în risc, în pericol, doar eu îl pot scăpa, el nu se poate scăpa singur. Oricât de bine l-aș învăța să se lupte,
Dar când vine tata, tata îl scapă, că tata e adult și tata apelează la mijloace care rezolvă problema. Dacă aveți un tată în cer, dacă avem un tată în cer, n-are rost să ne certăm, n-are rost să ne luptăm. Vorbesc cu oamenii, cu noi să ne luptăm, cu păcatul să ne luptăm. Acesta este mesajul religiei false, ineficiența. Chemăm chivotul, ne facem anumite semne, punem în casă Biblia nu știu unde pe masă, că ne păzește. Venim și cântăm nu știu unde, cântarea asta ne sfințește. Oameni buni, pocăința sfințește atât. Pocăința sfințește atât și credința în Iisus Hristos, cel răstignit pentru noi. Dacă lipsește pocăința, poți să cânți o viață întreagă, că n-are niciun efect. Poți să stai în chivot, nu lângă el, că tot te omoară filisteanul. Dar priviți care este pocăința divină. Trecuse destulă vreme de când fusese chivotul dus la Kiriat Iarim și urmează pocăința și oamenii aceștia sunt scăpați. Mesajul slujirii, spuneam pocăință și slujire, și eu le-am răspuns. Dumnezeul cerului ne va da izbândă. Noi robii săi ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducerea minte în Ierusalim. Frați dragi, zilele se derulează în mod obișnuit. Sâmbătă aceasta chemăm 10 bărbați să facem câte ceva în biserică. Săptămâna cealaltă chemăm 10 surori să facem un bake sale pentru misiune din România. Și sâmbătă cealaltă chemăm 10 familii să facem nu știu ce. Și sunt unii care spun, eu nu vin acolo să se ducă el, eu nu vin acolo să se ducă ea, eu nu vin acolo să se ducă nu știu cine. Și uitați ce spune Domnul, tu nu vei avea nici drept, nici parte, nici aducerea minte în toată problema aceasta. Există o slujire care se derulează în fiecare zi. Nu evita, nu spune sunt obosit, du-te, obosit vei fi mereu. Te-ai născut obosit și vei muri obosit, asta e viața. Omul obosește și nu obosește că muncește. Stai toată ziua întins în pat și să vezi că seara tot obosit ești. Omul nu obosește fiindcă muncește, obosește fiindcă trăiește. Existența te obosește. Ce când stați la masă o zi întreagă și vorbiți cu cineva, noaptea nu mai dormim, nu mai suntem obosiți? Numai când mergem la lucru dormim? Ce false impresii avem despre viață. Asta este vremea când trebuie să ne pocăim și să ne dedicăm Domnului prin slujire. Am găsit din nou o poezie frumoasă și m-am gândit în încheiere să o spun. Îmi pare rău că nu pot recita, o să o citesc. Îmi cer iertare pentru asta. Ne-ai călăuzit, Părinte, prin furtuni și vremi bune, înaintea ta venim azi cu cânt și rugăciune. O, ce mare ți-e îndurarea grandioasă, ți-e iubirea, noi spre tine îndreptăm gândul bun și mulțumirea. Ne-ai condus cu braț puternic prin pustie și prin vale și am fost zilnic însoțiți de darul prezenței tale. Lângă tine vom rămâne în zirea sau zi cu soare, vrem să te slujim smeriți, mai cu zel, mai cu ardoare. Încă un an s-a scurs din viață, încă un an de harmăreț. Ne-ai ferit și de capcane și de spirit hrăpăreț, adică lacom. Nu ne despărțim de tine chiar de-ar fi să ne omoare. Tu transformi îndurerarea în stare de sărbătoare. La sfârșit de an, o tată, noi rostim Eben Ezer. Sunt cuvinte ce ne animă gândul nostru către cer. Până aici ai fost cu noi, dându-ne puteri de pline, să învingem ispitirea, să avem dor de stări divine. De-am căzut, ne-ai ridicat din pulbere și țărână și mereu ne-ai ajutat să punem chiar gurii frână. Ne-ai purtat pe aripi de vulturi, grija ta e minunată. Cum va fi când vom vedea, vom dulcea-ți față luminată? Când am fost în strâmtorare, ne-ai adus la locuri larg. Cum să nu te adorăm când ne ești așa de drag? De vom fi cu lei în groapă, cum a fost și Daniel, și de acolo vom înălța slavă veșnicului miel. Iar în lupta cu păcatul ne-ai fost pavăză și scut. Ți-am văzut destoinicia și în credință am crescut. Înfruntat am uriașii ce au venit să ne doboare, cu cuvântul cunoscut ce e candelă în cărare. Încercări au fost destule, și noiane și ispite. Demonii ne-au asaltat cu doctrinele cumplite, dar privirea ațintită spre cunună și răsplată ne-a fost țintă pe atacale, ne-a păstrat viața curată. Roade n-am produs destule, vrednice de pocăință, și tu totuși ne-ai dat zile, ne suporți în neputință. Dar acum când anul trece făcând loc la altul nou, ne angajăm să prețuim mai mult al tău cadou. Ne angajăm să răspândim din lumina ce produce dorul după veșnicie, dragostea de sfântă cruce, să înflăcărăm credința, să adunăm în cer comori, să înțelegem pe deplin că sunt cât suntem de trecători. Până aici ai fost cu noi și recunoștința noastră se ridică spre înălțim mai presus de zarea albastră. Și cu noi vei fi mereu, nu ne părăsești nici când, o Părinte al veșniciei, te cinstim în grai și în gând. Amin.
Scumpă Biserica Domnului Iisus, este ultima duminică din anul 2008, un an în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă, Ebenezer. Până aici Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Poate ai început anul acesta cu frică, te-ai gândit cu frică la nu știu ce situație, la un copil, la familie, la serviciu, la starea de sănătate, la o grămadă de lucruri care te-au putut speria, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă. În fiecare zi a fost credincios și datorită promisiunii lui, ziua sau noaptea, a nins, a plouat sau a fost cald, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, a venit în viața noastră, a venit în casa noastră, a venit în situația în care eram singuri și părăsiți și ne-a întins mâna de ajutor. Dacă n-ar fi fost brațul lui de partea noastră, cine știe unde eram astăzi, părăsiți și disperați. Dar Dumnezeu ne-a ținut aici, în casa Lui, ca să ne mai spună cuvântul de mângâiere, de îmbărbătare și de învățătură. De aceea să spunem împreună, Ebenezer, Dumnezeu a fost cu noi până astăzi. Haideți să ne ridicăm în picioare, frați și surori, și să încheiem serviciul divin din această ultimă duminică al anului 2008 cu rugăciune și pe buzele noastre să fie cuvinte dulci, să fie cuvinte de sărbătoare, cuvinte de slavă, cuvinte de admirație, cuvinte de închinare, de apreciere la adresa lui Dumnezeu, pentru că s-a întâmplat Ebenezer. Până în această seară, Dumnezeu a fost cu noi. Cu ce l-am răsplătit? Cu slăbiciuni. Cu ce l-am răsplătit? Cu greșeli, cu păcate, cu alunecări, cu ezitări, cu mofturi, cu pretenții. Dar Dumnezeu până în această seară, Ebenezer, a fost cu noi. Lăudat să fie numele Domnului. Haideți să intrăm în rugăciune tot poporul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața.